Acum am plăcerea să filmez primii 20 de pui ai generației 2021, aparținând de domnului Dorin Mușeleanu din Tunari. Foarte frumos și bine crescuți, super. Văd că v-ați ocupat atent de ei, domnul Dorin. Vă plac puii care sunt crescuți bine. Vă trebuie. Atent, îngrijiți. Super. Am înțeles că le-ați dat deja drum afară, nu? Da. În ciuda faptului că la vremea asta, începutului martie, șoimul se dă tare în zona aici. Și până acum nu... Nu v-a agățat nimic, nu? Nu s-a întâlnit cu șoimul. Dar le dați drumul la aceleași ore sau nu? După amiază. După amiază, nu? După 12, 12, jumate, 1, depinde de... Și intră repede înapoi? Vă intră repede sau...? Dacă nu intră repede, nu mai este a doua zi, dar de ce intră repede. Le dați drumul nemâncați? Nu. Acum, în perioada aceasta, nu. Da. Știți că unii țin de mâncare. Și reușesc să le ghidoneze... Da, și eu același lucru, dar nu acum. Nu este cazul la... Da. Acum, pentru că sunt încă mici. Da. E bine. Deja când o să crească mai măricei, încep și antrenamentele de la distanțe din ce în ce mai mari, nu? Da. Culminează cât? Până înainte de începerea sezonului de concursuri cu puii, până la cât îi duceți? La ce distanțe? Cred că 100 maxim. Maxim. Depinde 100. De... Și bineînțeles la fel, pe aceeași direcție de zbor întotdeauna, evident, nu? Evident. Nu sunt adeptul schimbării direcțiilor. Da. Am cunoștințe, am prieteni care antrenează în diferite direcții, dar fiecare cred, face cum crede că e mai bine. Corect. Pentru mine, eu nu cred că e bine. Aveți culori preferate la pui sau la porumbei în general? Nu, nu? Nu. Super. E bine că ați reușit să vă... Găsiți locația asta frumoasă, izolată așa cum să zic, mai în afara Bucureștiului, pentru că vă oferă niște facilități. Am înțeles că aveți și niște vecini foarte buni, n-aveți probleme din punctul ăsta de vedere. Din punctul ăsta de vedere, nu. Nu sunt nici foarte mulți colombofii din zonă, nu? Ba să știți că sunt. Sunt? Sunt. Au început să... Sunt destul de mulți. Și nu... Am vecini la... 50 de metri, la 100 de metri, la 300 de metri. Da? Columbofili? Da. Ah, și cu puii cum e? Nu se mai schimbă, nu se mai duc pe acolo, nu mai vin la dumneavoastră? Da, am avut musafir, ca să zic și eu, și de-al meu s-a dus la un prieten care stă destul de aproape de mine. Și am să-l păstreze, ăsta nu-l păstrează și din păcate a făcut cunoștință cu tomberonul. Da. Așa, după ochiul dumneavoastră, ce părere aveți? Care dintre eu să obțină în cariera lui niște rezultate mai bune? Nu se știe, nu? Acum că nu-mi dau seama, dar eu sper că... Cât mai mulți dintre ei, nu? Da. Super, frumos. Acum e prima filmare a lor. O să mai trecem și spre toamnă, când se vor maturiza. Vor căpăta și mai multă experiență, forță. Și o să-i vedem cum se mișcă. Baftă mult în continuare cu ei, vă doresc. Mulțumesc. Toate cele bune.